Astăzi este gala Balonului de Aur, cel mai important premiu pe care un fotbalist îl poate obține, iar ca în fiecare an, noi cei de la TPT vă vom spune predicțiile noastre, așa că haideți să apăsăm cu toții pe butonul de like pentru a putea începe acest video cum trebuie. Din lista de 30 de nominalizați la Balonul de Aur, noi am ales doar câțiva care se pot bate cu șanse reale pentru a câștiga acest premiu, aceștia fiind: Robert Lewandowski, super atacantul lui Bayern, a avut început de an 2019 bun, iar acum pur și simplu a ajuns de neoprit atât în Bundesliga cât și în UEFA Champions League, ajungând să fie fotbalistul cu cele mai multe goluri din acest sezon. În Champions League, în doar 5 meciuri, a marcat de 10 ori, iar în Bundesliga a marcat 16 goluri în 13 meciuri, cifre cu adevărat impresionante care îl fac un real candidat la Balonul de Aur. Alt fotbalist care a impresionat și a fost o adevărată surpriză este Bernardo Silva. Acesta a fost un adevărat lider al echipei Manchester City, cu care a câștigat Premier League și s-a descurcat foarte bine și la Naționala Portugaliei. Deși nu are șanse mari să câștige acest premiu, noi l-am introdus în acest video pentru a-i aprecia prestațiile sale incredibile din ultimul an. Copilul minune al fotbalului, Kylian Mbappé, este bineînțeles și el nominalizat și este unul dintre fruntași pentru că a avut evoluții foarte bune și chiar dacă nu va câștiga anul acesta, cu siguranță în următorii ani va câștiga un astfel de premiu. Cristiano Ronaldo, deja câștigător a 5 baloane de aur, se bate și în acest an pentru a câștiga premiul pentru cel mai bun fotbalist din lume. Portughezul a avut o primă jumătate de an bună la Juventus, dar acum situația nu este cea mai bună, asta la echipa de club, pentru că la Naționala Portugaliei este de neoprit și se apropie să mai bată câteva recorduri. Liverpool, câștigătoarea Champions League, dă foarte mulți nominalizați la câștigarea Balonului de Aur, aceștia fiind Mohamed Salah, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Wijnaldum, Sadio Mane și Virgil van Dijk. Dar doar ultimii doi au șanse mari. Sadio Mane le-a luat fața coechipierilor săi din atac, Firmino și Salah, înscriind mult mai multe goluri și ajutându-și mai mult echipa pentru câștigarea marelui trofeu Champions League. De asemenea, a impresionat și la echipa națională, așa că nu este o surpriză pentru nimeni că senegalezul se află pe lista scurtă pentru câștigarea Balonului de Aur. Toți acești fotbaliști pe care i-am menționat au jucat foarte bine, dar după părerea noastră, lupta pentru Balonul de Aur de anul acesta se dă între Virgil van Dijk și Lionel Messi. Olandezul van Dijk a avut cel mai bun an din cariera sa, el a reușit să câștige UEFA Champions League și Supercupa Europei cu Liverpool, de asemenea a fost aproape de a câștiga campionatul în Anglia și Nations League și cu siguranță a fost cel mai bun fundaș din lume. Van Dijk a fost un adevărat monstru în defensiva cormoranilor, puțini jucători se pot lăuda că au reușit să treacă de acesta, el fiind incredibil din punct de vedere defensiv și excelează și la jocul aerian fiind foarte înalt. Iar după mult timp, mai exact din 2006, când Cannavaro reușea să câștige Balonul de Aur, un fundaș reușește să fie unul din favoriții la câștigarea trofeului. Dar predicția noastră pentru acest an este că Lionel Messi va câștiga pentru a 6-a oară acest trofeu, pentru că în prima jumătate a anului a marcat cele mai multe goluri din lume și și-a continuat forma bună și în acest sezon, jucând doar 8 meciuri, fiind o scurtă perioadă accidentat și reușind să înscrie 8 goluri, dând și 5 asisturi, asta doar în La Liga. Messi, deși este un marcator formidabil, el este și un pasator extraordinar și credem că în acest an el va triumfa în această cursă. Noi credem că șansele sunt cam 55% pentru Messi și 45% pentru Van Dijk, iar podiumul va fi completat, în opinia noastră, de Cristiano Ronaldo. Acestea au fost predicțiile noastre, videoclipul vine puțin cam târziu, dar e bine că a venit și acum. Suntem tare curioși să vedem ce predicții aveți și voi, așa că scrieți-ne comentarii și nu uitați de like, share și subscribe, iar dacă vreți să ne susțineți și mai mult, puteți deveni membri ai canalului. Salut!